Între munții Doamnele și Bătrâna sunt nenumărate stâne, în care se adăpostesc ciobanii pe timp de vară, unde își duc veacul cât timp stau cu oile printre crestele munților Bucegi. Stânele au fost lăsate în paragină, deși pe timp de iarnă acestea ar putea fi un bun refugiu pentru turiștii care se avântă pe aceste trasee. În loc de câteva lemne pentru foc și un adăpost cât de cât primitor, turiștii găsesc doar multă mizerie. Evident că nu mai e nimeni. Au plecat de mai bine de o lună. Și-au uitat și unele haine aici. Ba chiar avem și niște porumb. O saltea, o pernă, o plapumă. Sincer, nu m-aș risca să dorm aici fără să am sacul meu de dormit. Pentru că, deși este frig iarna, un foc ar dezmorți fără îndoială și pureci. La cum arată stânele pe timp de iarnă, turiștii preferă să îndure gerul decât să se aleagă cu vreo boală din stânele neîngrijite. Ciobanii nu mai țin cont nici de vechile obiceiuri de la munte. Aici recomand să se facă focul. Este și locul unde se prepară cașul și brânza de burduf, etc., etc. Este camera cea mai fierbinte, termic a stânii și probabil că aici sunt și cele mai interesante povești auzite. Acum, vis-a-vis de lemne, m-am tot uit și nu observ o grămadă de lemne lăsată intenționat de către ciobani. Câteva mici vreascuri, cel puțin aici nu am văzut. De regulă sunt lăsate sub paturi sau sub aceste bănci. Nu avem absolut nimic. Pe traseul turistic spre Șaua Doamnele sunt mai multe stâne, însă toate arată la fel. Și așa numita stâna lui Niculae, din apropierea platoului Padina, a rămas la nivelul anilor trecuți. Izolația este făcută cu o folie veche, dar în situații urgente în care este necesară noptarea, stâna poate fi un refugiu temporar. Să vedem de lemne. Nu sunt nici aici, poate că avem în camera aceasta. Aici se poate dormi foarte bine. Sunt ceva saltele și este cu siguranță cea mai călduroasă dintre camere. Sunt și ceva lemne acolo, foarte puține. Mai multe imagini și impresii chiar de la stânele din munții Bucegi veți putea urmări în emisiunea Carpe Diem de joi, 12 noiembrie, începând cu ora 21:30, doar pe MDI-TV. Colegul nostru, Marius Popescu, a vizitat toate stânele întâlnite pe traseul spre Șaua Doamnele.